Dragilor și dragilor, bună ziua! Știu că nu ne-am mai văzut de mult în formula asta, adică eu în partea asta și voi în partea aia, pentru că acum hai să fim serioși, evenimente au fost destule, dar sunt eu destul de leneș, știu că vă era dor de mine. N-am mai făcut de multișor emisiunea Primii Romanului, în care vă mai prezentam eventuale evenimente notabile pe plan cultural în roman, însă de data asta trebuie să fac o excepție, pentru că urmează să se petreacă pe 4 mai un eveniment, cum să-i spun, premieră în roman, un concert de percuție. E lângă mine invitat, îl vedeți și voi, Mihai Cârligeanu, nu doar prieten, dar și fost coleg de trupă. Da, tobarul meu de la Jackpot, pentru cei care au trecut pe la Casa Veche și ne-au văzut cântând acolo, vreau să-ți aminte omul ăla cu claia așa mare de păr. Salut, Mihai, bine ai venit! Salut, mulțumesc de invitație! Vorbim despre concertul tău sau trecem mai întâi pe la o scurtă istorie a ta? O scurtă istorie. Hai să începem cu o scurtă istorie. Puțină lume știe că... Știi care e faza? Când oamenii merg la un concert și se uită pe scenă, văd, frate, chitarist, basist, vocal, dar percuție e undeva mai în spate și mai puțin vizibilă și de asta cumva trece, omul trece cu vederea peste. Exact. Și mulți dintre cei care merg la concerte nu știu că se fac școli la fel ca orice alt instrument, ca pentru orice alt instrument. Exact. Spune-ne despre tine, despre... Păi sunt în anul 3 la Facultatea de Muzică, la Conservator, la Piatra Neamț. Conservatorul aparține de Cluj, Gheorghe Dima. Și ce să vă spun, percuția, cum ai spus tu, să face școală ca și la celelalte instrumente, dar este puțin mai dificil. Dificil în ce sens? Că există diverse instrumente de percuție și unele chiar cu note, ceea ce publicul nu cred că cunoaște. Dar n-are de unde, da. Da, din păcate. Și se învață pe partitură, pe note, studiu, exact ca la chitară. Partitura de tobă nu e doar sol, 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 nu? Există. Da. Sunt instrumentele de percuții sunt pe două categorii în principiu. Idiofonii, astea cu principiu pe tubulatură de metal și sunt aranjate, adică instrumentul în sine e aranjat ca un pian mai mare la care bați cu bețe. Și cele membranofone, în care în prima fază toată lumea știe de tobe, dar sunt și timpanele de orchestră și percuțiile de mână, le zic eu. Bongosuri, congosuri, de astea tradiționale. Păi tu le înveți pe toate? Da. Nu, hai să... Tu le înveți pe toate? Da. Bine, la facultate, în principiu, după programă, trebuie să învățăm marimba, vibrafon, xilofon, glockenspiel, care înseamnă sunet de clopoței, are același principiu ca toate celelalte trei care le-am enumerat. Mai avem clopotele, care sunt niște țevi lungi, așa, cât mini de înalte și tot la fel pe note, astea fiind idiofone, da. Au treabă cu metalul. Și membranofonele care au folii, care se întind. Singurul instrument acordabil din gama celor membranofoni sunt timpanele, care ele au pedală hidraulică și se acordează efectiv după notă. Aha. De-aia ele se folosesc în orchestră. Și adică, stai că sunt... E mulți tineri, uite, pleacă la ideea, bă, voi învăța un instrument. Merg și învăța, sau nu știu, pun mâna pe instrument și spun, ia uite frate, știu să fac așa. Și nu-și dau seama cât, uite, vezi, eu habar n-aveam de chestiile astea. Și am o țără de istorie cu muzica, adică o țără de legătură cu muzica în spate și sunt multe chestii pe care nu le știam. Deci facultate întreagă de învățat percuții. Percuții. Bine, dar în percuții intră mai multe. Uite cum o să fie pe scena Marea Casei de Cultură. În percuții intră și xilofon. Da, adică, ce instrument o să fie acum la concertul ăsta de pe 4? Apropo, încă o dată vă aduc aminte, vorbim de un concert de tip care s-a mai petrecut în roman vreodată. Din ce cunosc eu, tot am bântuit Casa de Cultură de când eram atât de mic, da? Și nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată concert de instrumente de percuție, strict. Da. Este primul. Și la ce ne așteptăm? Ne așteptăm la o oră de spectacol, ceea ce cuprind cam 9 lucrări.
La conservator piesele nu se cheamă piese, se cheamă lucrări. Da, nu se cheamă niște melodii. Da, da, pentru că unele conțin trei părți. Abia după ce ai cântat toate trei părți, poți să zici că ai cântat melodia întreagă. Da. Așa. Și pe ce au zis, cam instrumentele care le-am enumerat, cam pe toate. Și o să fie super interesant că să fim doi la un instrument, o să cântăm doi la un instrument. Asta vreau să întreb, câți o să fiți? O să fim 8 cu doi profesori, cu doi profesori. 6 studenți și 2 profesori. Profesorul îndrumător de la percuție, profesorul de pian care acompaniază și un student de la contrabas care iarăși acompaniază și 5 studenți de la percuție. Deci ți-am făcut o surpriză că o să avem și alte instrumente decât percuție. Da, uite. Bun, ok, dar principalele, nu? Cele care intră în față vor fi percuție. Da, de aia se cheamă concert de percuții. Că mai există un instrument, două de acompaniament, trebuie să existe. Dar soliști sunt percuționiști. Genul ăsta de concerte cu percuție în față sunt comune? Adică s-au mai făcut? Găsești pe toate drumurile? Cum? Hai să nu prea găsești. În special lucrările astea se compun pentru conservatoare, pentru instituțiile care sunt de profil. Așa, percuții în față, dacă mai ții tu minte, am să aduc în discuții vechea trupă Sistem. Da. Ei erau cu trupa percuții. Trupa Păcutoaie, da. Interesant este că solistul, instrumentist, mă refer, care și-a înființat trupa, au fost student la Cluj, în generație cu profesorul meu. Deci el a învățat percuții de asta la altă, dar nu a băgat la acea vreme instrumentele astea ideofone. Acum de curând a început să scoată ceva mai interesant, dar se mișcă greu în România chestia asta. Cum apreciezi că, sau în fine, cum vezi tu că apreciază publicul genul ăsta de concerte? La ce fel de public te aștepți? Sincer, mă aștept la public de vârsta a doua, vârsta a treia, mă gândesc că sunt puțin mai conservatori oamenii ăștia și am întâlnit mulți, hai să nu zic bătrâni, dar oameni așa la 50-60 de ani care știau muzica pe care o studiez eu la facultate și am întâlnit tineri de vârsta mea care habar nu aveau. Și e puțin de tras un semnal de alarmă. Tinerii de vârsta ta ascultă cu totul alt tip de muzică față de când eram eu de vârsta ta și eu ascultam altceva față corect. De cei... Eu fiind și în domeniu cam ascult de toate, am învățat să ascult de toate și asta e venit pentru mine și pentru urechea mea în primul rând. Bun, dar tu, uite, cei care te cunosc în roman și care și-aduc aminte de tine cântând la Jackpot, de exemplu, bun, nu multă lume știe că tu n-ai cântat numai la Jackpot, că nu e singura trupă din roman la care ai activat, că ai cântat inclusiv la restaurante, că ai trecut pe la nunți. Da. Cum se descurcă un instrumentist dacă ar fi să trăiască din muzică? Sunt două chestii care se cam luptă între ele. Odată ar fi pasiunea, adică ce anume vrei să cânti. Da. Și să zicem că vrei să cânti un gen care nu prea prinde la public. Clar vei muri de foame dacă vrei să ții pe acea nișă. Dar dacă vrei să cânti și pentru partea financiară, și în timpul liber să-ți faci și moftul și să cânti și-ți place ții, nu te oprești nimeni, poți să ai viață foarte bună. Bun, dar ca instrumentist, există o vorbă prin roman la un moment dat, un instrumentist care vrea să-și supraviețuiască, obligatoriu va cânta la nunți. Aproximativ așa e. Aproximativ cam 100% așa. Dar e un din păcate sau din fericire, că și asta e o experiență. Din punctul meu de vedere sau în general? Din punctul meu de vedere, că te întreb păcat. Tine. Adică e păcat pentru că ar fi interesant să avem deschidere la public pentru orice stil și să nu moară nimeni de foame, știi? Să aibă știi cum e vorba aia? Toată lumea are loc sub soare. Înțelegi? Da, corect. Toată lumea are loc sub soare, așa este. Și mă gândesc, în mod special la tine, iarăși voi face o comparație între un tobar, o să-i spun tobar în continuare, dar nu spun percuționist, că un tobar și, să spun, un chitarist sau și mai bine un vocal, din punct de vedere al cheltuielilor. Din punct de vedere al cheltuielilor, da, pentru că, hai să zic, un vocal, deși evident trebuie să-și cumpere un microfon sau două sau trei sau cinci și bune, trebuie și acolo o anumită... De obicei, dacă și iau unul, nu-i mai trebuie al doilea, dacă și iau unul bun. Bun, dar un tobar? Deci un tobar are un arsenal de instrumente
care și acele instrumente au consumabile, folii, bețe, care dacă se rup, iar trebuie să le schimbi. Și eu mi-aduc aminte că costurile sunt mai dese. Mi-aduc aminte când eram tânăr, eram vocal și chitarist și mie convenea că am luat chitara pe umăr, microfonul în buzunar și pe calul la drum și venea în spate săracu cu cifa, tovarul de la Mephisto, încărcat ca Moș Crăciun cu tobele. Și mereu am zis, aș face orice instrument, mai puțin percuție. Da, am și eu niște momente de astea așa de cădere, mi-am ales instrumentul ăsta, dar tot singur găsesc puterea de a vedea de fapt de ce m-am apucat de ele, știi? Bun, de ce te-ai apucat de ele? De ce n-ai ales altceva? Tu când și la chitară, uite, acum urmăream înainte de a intra în înregistrări, am dat întâmplător, pentru că ești foarte secretos și nu mi-ai spus și nici n-am văzut să promovezi, când se lasă seara cântat pe acoperiș clip pe YouTube. Da, și știi cine cântă în clipul ăla? Câștigătoarea de la Vocea României de anul ăsta. Bun! Da, deci lucrez cu niște nume. Ok, din fericire acolo, în clipul respectiv, apar doar cu bongusuri. Nu ți-ai luat tobele după tine? Nu, așa era piesa. Nu au nevoie de tot arsenalul de percuții. Sunt piese și piese, genuri și genuri, care necesită tot kitul de percuții și care necesită doar un detaliu, să zic. Bun, de ce n-ai ales percuție? De ce n-ai ales vioară, flaut, triangul, zim? Am avut înclinare spre sindromul ăsta, nu știu cum să-i spun, de a bate, efectiv, de mic. La 3 ani băteam toba de anul nou, cum am învățat la bunici. Și se uitau ăștia mai mari la mine. Și au rămas așa o chestie în sânge, ca un microb care nu te lasă, știi? Și, na, eu, istoricul meu, am avut tentativă în clasa a 6-a de țambal. Bine, nu spun că mai întâi am fost prima dată în clasa a 3-a la vechiul club al copiilor și vroiam tobi de atunci, dar nu aveau chitară și pian, de chitară pe atunci nu știam prea multe, am zis hai la pian, bine, am stat și la desen în paralel, după care am luat o pauză, între a 6-a am vrut la țambal la Celibidache, nu m-au primit că chipurile eram prea înaintat în vârstă, normal să ia din clasa a 5-a. Da, bine, eu cred că n-au fost locuri și n-au vrut să mă supere. Eu m-au refuzat frumos, știi? Dar pentru mine a fost un mic regret, că era așa la instrument percuții, știi? Bun, dar dat fiind că, uite, la școala de arte nu există o secție de tobe. Da. Ce te oprește ca după ce termin facultatea să le propui o deschidere unei clase de ritm, de percuție? Nu mă oprește nimic. Chiar am primit oarece oferta asta. Adică am fost și la școală acolo și am făcut publicitate recitalului și m-au întrebat, dar dumneavoastră sunteți student la percuție, nu? Zic, da. Păi și de la anul nu vreți să deschidem o secție de probă să vedem cum funcționează, că am auzit că sunt tutoritori și zic, ba da. Deci treburile au stat în stand-by până când am fost acolo, știi? Și am aflat pe direct. Deci trebuie neapărat să mergi să vorbești peste tot și să-ți faci intrări, corect? Da. Pentru că, uite o chestie foarte faină, iarăși nu știam, v-am zis eu că omul ăsta este secretos, așa bine, și când mă sună eu închid de obicei, ca să știți cum funcționează relațiile. El mă sună și eu îi dau cu ocupat. E foarte posibil ca în curând la școala de muzică, la școala de artă, Clubul Copiilor sau cum se mai cheamă acum, să există o secție. Școala de artă, Sergiu Celibidache, este școala de artă și Clubul Copiilor este separat, instituție separată. Am fost și la Clubul Copiilor. La Clubul Copiilor am fost vreo 2 ani jumătate și chiar am încercat și acolo să fac cu ce am putut, cu colegi, foști colegi. Și practic de acolo a fost lansarea mea. În clasa 8 am câștigat primul premiu din viața mea cu o trupă de muzică. Am fost la Târgu Neamț și eram singura formație de muzică ușoară la un festival de muzică populară. Și logic am câștigat premiul întâi, știi? La categoria voastră, la muzică. Da. Bun, hai să ne întoarcem la evenimentul ăsta de poi mâine. Suntem deja în 2 mai, mai e 3 mai și pe 4 mai toți romașcanii iubitori de muzică. De muzică bună, cultă și hai că îi trec aici și pe cei din categoria iubitori de deosebit, că am mai spus că nu e un concert de ăsta clasic bătut în cuie, pentru iubitorii de deosebit, de inedit, lansez din nou invitația de a veni în sala mare a Casei de Cultură. Sunt 700 de locuri de ocupat și cu siguranță mare parte dintre ele se vor ocupa la acest concert de percuție. Îi zic concert de percuție, are o altă denumire?
Nu, concert de percuții se cheamă datorită faptului că pe toată durata concertului instrumentele de percuții vor fi soliste. Ele trebuie puse în evidență. Ca așa sunt lucrările. Bun, ok. Încă o dată întreb. La ce se așteaptă spectatorii care vor veni? Ai spus o oră de concert, dar ce conține lucrările? Cum sunt? Structura lor e în felul următor. În prima jumătate de oră avem un concert, chiar așa se cheamă lucrarea, concert pentru percuție, care are trei părți. Și principal va fi marimba în piesa respectivă. Da. Eu o să fiu la xilofon, mai am un coleg la vibrafon, un alt coleg la glockenspiel, sunetul de clopoței, al cincilea percuționist va fi la setul de tobe, la set efectiv. Eu nu o să cânt la setul de tobe, că nu am avut de ce să cânt. Da. Așa. Și pianul și contrabasul care o să acompanieze. Practic, au melodii, au note, au sunete, sunete, note. Instrumentele membranofone au sunete. Da. Și o să fie melodios. Poți chiar să... Bun, adică hai ca să-i lămuresc până, nu vă aștept, dacă e să veniți, nu vă așteptați la... Exact, o oră exact. Întreagă, că așa stai acasă și l-asculti pe vecinul de deasupra, care ori își bate covoare, ori nevasta, ori cuie. Exact. Da? Nu, nu. Ce vă garantez eu și prietenul Mihai, un concert. Concert? Efectiv. Concert. Da. Pentru că multă lume nu pricepe de asta. Ce fac? Ce asta? Mă duc la ce? Un concert, o reprezentație de la percuție. Adică percuție, mulțumesc, în continuu. Nu. Am primit odată un feedback așa, zice, băi, tu ce faci și acolo cu muzica? Zic, cânt la tobe. Și mai departe ce faci? O să mă la conservator, la percuții, la tobe. Și la tobe, la ce se mai trebuie conservator? Acum nu mă trebuie să bați, nu? Zic, nu. Nu. Nu, și n-am mai stat. Nu știu că ați sesizat că omul ăsta nu spune niciodată că eu bat la tobe. Spune că eu cânt la tobe. Da. Tu ești singurul om care zice treaba asta. Păi de când cu conservatorul și într-adevăr am văzut și am învățat că și la instrumentele astea se cântă. Băteam până am ajuns acolo, înțelegi? După am început să evoluez și am început să cânt. Așa ca mic secret legat de jackpot, eu tot zic de jackpot, poate nu vă mai aduceți aminte, căutați pe internet, o să găsiți și jackpot-ul. Împreună cu colegii din jackpot, care sunt toți săriți puțin de pe fix, și Laviniu, și Baldo, și Dragoș, și Marian, și tu, și eu, ne-am nimerit toți, da? Spuneam la un moment dat, ce e ăla un tobar? Păi, e cel care are prieteni muzicieni. Da? Înțelegeți? Și acum stau și mă gândesc că niciunul dintre noi n-a făcut cursuri. În afară de Marian. Marian Clăparu, în afară de el și de tine. Și Dragoș. Dragoș a terminat la noi. Toți ăilalți, adică chitariștii, mă gândesc, niciunul nu are studii de muzică. Nici de voce, da? Și exact persoana de care râdeam și, în fine, mereu tobarii au fost ciuca glumelor. Asta nu mă deranjează. Da. Omul ăsta ne bate... Nu chiar. Pe toți la fund, da? Da. E mult mai dificil să studiezi percuție decât un instrument cu corde? Corzi? Am zis cu corde. Da, un instrument cu corzi. Da și nu. Da, să-ți spun de ce. Pentru că la fiecare instrument de percuții și la fiecare lucrare, că și piesele astea sunt compuse pentru fiecare instrument în parte, necesită altă tehnică. Deci total altă tehnică și puțin dificil. Îți dai seama câte piese există și câte tehnici trebuie să schimbi ca să suni piesa ca în partitură. Pe când la chitară, de exemplu, e ceva mai ușor, pentru că dacă studiezi chitară clasică, e cam același tip, acolo ai notele bine definite, ai partitura cu indicații, tehnica trebuie să o știi, să o înveți bine de la început și restul să cântă. Bun, dar tu ai cochetat și cu chitară. Da, puțin, am cochetat și cu chitară. De ce puțin? Stai că nu știu că ești chitarist bun. Zic eu puțin așa, dar într-adevăr au fost 2, 3, 4 ani. 2... Da, nu poți să zici. Mai mult ai studiat decât mine chitara. Cu chitara am studiat singur.
Nu am avut ocazia la acea vreme să studiez cu un profesor, cum mi-aș fi dorit. Acum cu percuție studiez cu un profesor și pot zic că sunt percuționist. La chitară am rămas la stadiu de a cânta pentru mine și nu prea mă bag în public. Cum ai zis tu, sunt mai secretos așa. Când mai ce zici asta? Ai participat la România și când iau talent cu chitară sau... Nu, era un alt concurs. Pe vremuri, când aveai părul așa. Da, da. Iarăși e de găsit pe YouTube. E foarte ușor să găsiți, să vedeți câte talente are omul ăsta. Și dacă vă faceți așa o idee căutându-l și găsindu-l pe internet, vă puteți face o idee cam cum ar putea să arate concertul ăsta de poi mâine, de pe 4 mai. Ca să ne întoarcem... 4 mai, zic bine, nu? Da, da. A rămas în aprilie. În joi, deci, seara la ora 7. Asta vreau să te întreb. Când se întâmplă miracolul ăsta? Exact. Am stabilit ora de 7 seara... Gândindu-mă că unii oameni poate lucrează până după amiază, să aibă timp să treacă pe acasă, să vină la concert liniștit, să... ca o pauză, ca un relax, știi, să mai iasă din viața cotidiană. În principiu, așa, alte detalii despre recital... Bun, hai să le repetăm, da? Deci, da. Joi, pe 4 mai, la ora 19, 7 seara pentru ea care nu... Da? Ora 19, am fi vrut să transmitem live povestea, din păcate însă nu o să fim disponibili pentru transmisiune live. Da. Nu am fi vrut, dar nu se poate. Intervin niște drepturi de autor, am mai avut probleme, știți foarte bine, pe cei care ne urmăresc în fiecare zi știu că am mai avut probleme de genul ăsta și cu cei de la Facebook. Povestea asta cu drepturile de autor pe mine mă scoate din sărite, mi-a fost cu perioade și m-au lăsat fără... Lucrările care le cântăm sunt compuse din niște compozitori care încă trăiesc. Care sunt contemporani și de-aia dacă or să vadă pe internet... Bun, aici piese... nu e vorba că ei interpretează neapărat piese fără drepturi de autor, ci e foarte dificil să stabilim și să îi lămurim pe ăștia de la Facebook că există posibilitatea asta. Știți foarte bine că Facebook-ul ne face figuri din punctul ăsta de vedere. Cum intervin partiturile astea? De unde ajung? Cum le găsiți pe internet? Downloadabile? La conservatoare, în toată lumea, există profesori de compoziție. Și ei, făcând o facultate de compoziție, există și la noi facultate de compoziție, nu că sunt obligați într-un fel sau altul, în funcție de ce vor ei să facă, dar trebuie să compună piese pentru toate instrumentele la care au învățat în facultatea de compoziție. Bun, dar tu n-ai să faci treaba asta. Eu nu fac compoziții. Dar ai putea. Da, dar nu o să am, cum să zic, cuvânt. Deci dacă compun o piesă, trebuie să mă duc la un profesor de compoziții să poată fi valabil partitura mea. Aha. Deci eu nu am drepturi să compun. Iarăși o diferență față de alt instrumentist care, nu știu, se trezește noaptea, pune una pe chitară și... Da, dacă vorbim din muzica de conservator. Și un chitarist și un violoncelist, contrabasist, ce vrei tu, nu are... cum să zic, valoare urât spus, dar da, am înțeles, considerare compunerea dacă nu e semnată de un compozitor care are parafă de compozitor. Înțelegi ce zic? Înțeleg, deși mie nu mi-e foarte clară povestea asta. Cei de la compoziții învață efectiv să compună, pentru că și în compoziție există niște secrete pe care le învață doar acolo. Noi nu le învățăm, că noi învățăm să le interpretăm. Bun, dacă tu ai o idee, o linie melodică, nu știu, da, care ți se pare super ok, trebuie neapărat să te duci să o prezinți și să ți-o aprobe sau să ți-o prelucreze un compozitor. Asta vorbim de muzica de conservator. Știați de treaba asta? Eu acum aud. Dacă compui muzică comercială sau muzică din asta, nu știu ce gen sunt cadre, să zicem pop, rock, jazz, da, blues, nu ai nevoie de compozitori care să-ți dea acord. Te duci la o casă de producție, înregistra piesa, ia ta, știi? Dar la conservator, că astea intră și el într-un registru, în istorie, în tot tacămul, trebuie o semnătură a unui și compozitor. Și trebuie o facultate de compoziție? Da. Da, da. Să ridice mâna care știa de treaba asta. Uite, ideea care e că... Știu tu. Un profesor de compoziție știe să-ți compună partitură pentru o întreagă orchestră. Da. Tu, ca chitarist, ai o linie melodică în cap. Te pricepi să orchestrezi pentru toate instrumentele? Eu, dacă sunt genial.
În mod normal e cam greu. Te știi, foarte, da. Nu cred că, că cineva ar... Da, ok, ai o linie melodică, ai putea să-ți faci o idee despre cum ar trebui să sune linia de bas, da. Sau chiar și tobele la clape, așa, mici probleme, pentru că na, n-am cântat la de compoziții, se cântă pe partitură, îți scrie notele ca și cum ar cânta la pian. Deci, adică, creierașul ăla e un motoraș gigantic care procesează niște... E super interesantă chestia. Habar n-avea. Chiar mă întrebam cum să fac partiturile pentru orchestră. O să dau un program Sibelius și să lucrezi acolo. E legal sau... Da, da, e legal că... E legal, ca să știi. Îl învăță inginer la facultate. Bun. Ce vreau să te întreb? Cum faceți deplasarea asta de la Piatra Neamț? Voi veniți de la Facultatea de Muzică. Bine, Facultatea de Muzică este o, cum îi spune, o ramură. Extensie. O extensie. Chiar așa se cheamă, extensia Piatra Neamț. Extensia Piatra Neamț a Facultății de Muzică de la... Academia Gheorghe Dima, Cluj. Corect. Cum vă deplasați de acolo? Cum vă duceți toate? Că nu veniți cu mâna goală, nu? Este niște o să pachete. Să închiriem o dubă în care o să încapă, sper eu, toate instrumentele și să mai venim cu încă două mașini, că suntem 8. Adică e un efort. Da. Un efort. E un efort, dar nu este atât de mare, că suntem aproape. Adică zic eu că nu e atât de mare, dar că rata instrumentelor ne obosește puțin. Mai ele se dezacordează. De-aia trebuie scărate cu grijă, puse cu grijă. Bun, cum vine sprijinul? Acum știu că toată lumea o să întrebe la fel cum ne treabă și pe noi cu teatru la Dean Alexandrescu. Bă, cum vă deplasați? Vă ajută Consiliul Județean, local, Ministerul Artelor, dacă ar exista? Și răspunsul este de fiecare dată nu. Foarte puțin, foarte puțin spre nu. Acum te întreb pe tine. Cum vă descurcați cu turna și duba asta închiriată costă niște bani? Păi, sincer, sperăm și am sperat să se vândă niște bilete, că practic biletul de intrare nu a fost musai să facem niște bani, a fost pentru... Să vă acoperiți cheltuielile. Exact, exact. În principiu, concertul este făcut pentru promovare, pentru aducerea ceva nou în oraș. Și s-au vândut câteva bilete cât să ne acopere costurile de venit încoace și de plecat. Cât costă un bilet? 10 lei. Pentru o oră și ceva de concert, eu zic că nu e mult, e decent. Nu este mult. Pentru toată lumea, nu facem excepții. Am înțeles. Da. Bun, deci ca să vă acoperiți cheltuielile, la modul că nu se îmbogățește nimeni. Nu. Nici pe departe. Nu, dar vrei să-ți spun sincer, am mai avut două recitaluri, de fapt, înainte și unul o să-l avem chiar mâine la Piatra Neamț, la Liceul de Artă. Și celelalte două le-am avut la Bacău, la Liceul de Artă și la Suceava, la Liceul de Artă. Da, există public consumator de așa ceva? Nu vrea. Nu? Nu. Nu, nu în zona noastră, a Moldovei. Sincer să zic, vorbesc de Cluj, că de acolo o să mă duc să dau licența la anul. Hai să vorbim comparativ, da. Lumea merge la asemenea evenimente, ei au, cel puțin studenții de la Cluj, au 3 recitaluri pe semestru, per total. Îți dai seama, 6 recitaluri, dacă vor să mai facă și ceva separat, știi? Da. Și publicul vine acolo, nu știu de ce au deschidere asta culturală sau... Păi stai puțin, că și România are o deschidere culturală și încă foarte mare, adică chiar săptămânile trecute pusesem pe Facebook că, băi, ușor, ușor, Romanul se transformă în capitala culturii moldovene. Asta e bine. Săptămâna și evenimentul, cel puțin un eveniment pe săptămână și da. Totuși ne plângem de fiecare dată că tinerii nu sunt interesați. Atunci trebuie găsit o modalitate de a le face cunoscută tinerilor lumea asta culturală sau nu știu. Bine, dar ce poți să-i prinzi cu arcanul și să-i duci în sală de spectacol? Cum? Cred că asta ține și de educație. Nu știu, de educația de acasă, pe și sună prea urât, o să zic cu părinții că iacuzi că nu-și educă copiii. Nici părinții nu cred că poate să le bage muzică bună pe gât copiilor. Da, anturajele, nu știu, eu am fost ciudat în liceu, adică am avut anturaje, toate anturajele din Roman, eram peste tot și nicăieri, înțelegi ce zic? Și asta cu fel și fel de oameni. El era Batman. Ceva de genul. Dar cu chestia asta chiar am învățat să ascult muzică de toate genurile, să cunosc caracterii de oameni, să-i citesc mai ușor, să am prieteni din toate domeniile și din
nu știu, dar alții nu sunt așa, alții sunt, alți tineri au un cerc de prieteni, de 2, 3, 4 prieteni și atât, nu mai ies din sfera lor, de influență, știi? În situația în care, și hai să ne apropiem de final, da? Pentru da. Că putem vorbi o oră, dar ne-am învârtit în aceleași subiecte. În situația în care, poi mâine, reprezentația voastră, concertul, hai să-i spun concert, pentru că este un concert, va avea succes. Deci da. Să nu mergem pe partea negativă, bă, nu o să vină oamenii. Da, 30 de oameni, prefer 30 de oameni buni, interesați, doritori, decât să vină 300 care să doarmă sau să stea pe telefon. Corect. E, în situația în care va fi un succes, da. Aveți intenția să repetați evenimentul în român? Da, de ce nu? Având în vedere că este locație... În Roma nu avem liceu de muzică și, sincer să zic, nu prea s-a vrut recitalul ăsta la Roman pentru că veneam la risc. Proful meu a zis că, bă, mergem la risc, treaba ta, vezi ce faci. M-am zbătut să-l facem și să-l organizăm și acum sperăm să fie ok și dacă o să avem, cum ai zis tu, succes, logic o să repetăm istorioara. Evident, la anul, pentru că trebuie să pregătim alt spectacol și tot spectacol. Așa. Ca să recapitulăm și vă spuneam că ne apropiem de final, să recapitulăm. Nu uitați, fete și băieți, puneți mâna pe lopeți și notați-vă în calendar. Nu astăzi, nu mâine, poi mâine, pe 4 mai, joi, seara, la ora 7. La ora 7, la Casa de Cultură, în sala mare a Casei de Cultură. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Casei de Cultură și inclusiv mai am și eu bilete. Bine, cum dau oamenii de tine? Pe Facebook, Mihai Cârligeanu. Și nu o să-ți dai numărul de telefon aici, deși dacă eu pot să-l trec aici jos. Nu? Nu. Deci îl găsiți pe Mihai pe Facebook, bilete găsiți la Casa de Bilete a Casei de Cultură, pentru cei care nu știu unde este, nu Casa de Cultură, ci Casa de Bilete, veniți în Casa de Cultură și întrebați că sigur cineva vă lămurește, eu nu mai știu dacă e ghișeul ăla afară. Ba da, acolo, unde erau și până acum. Sfatul medicului, eu, gen, este nu ratați evenimentul ăsta. De ce? Nu pentru că e un concert, nu pentru că e la Casa de Cultură, nu pentru că trebuie să-mi scot și eu soția să mă vadă lumea că sculc și merg. Nu, mergeți la concertul ăsta pentru că e o chestie pe care s-ar putea să nu mai vedeți niciodată. Măcar pentru asta, da? E un eveniment, aș vrea să spun că nu o să fie unic. Sincer, mi-aș dori să spun că nu o să fie unic. Rămâne de văzut ce o să se întâmple poi mâine. Da? Da. Dar cu siguranță este pentru prima oară în Roman când se petrece așa ceva. Și vedem că Romanul de vreme este locul în care se întâmplă lucrurile interesante, cultural vorbind. Da? Da. De aceea, mă alătur lui Mihai în a vă reînnoi această invitație de a veni joi la ora 7:19, care este seara la Casa de Cultură. Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru că în sfârșit am reușit să facem și înregistrarea asta, că săracul mă roagă de 2 săptămâni. Mulțumesc. Și tot nu am avut timp, cu plăcere, oricând. Și noi rămâne să ne vedem data viitoare. Toate cele bune, salutare! Salut!